Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Scurt pe 2. Probabil că vă miră decorul în care sunt acum, dar vă spun din start că jucăm pe terenul adversarului astăzi, asta e situația. Suntem la sediul prefecturii, suntem cu șefii instituției prefecturii, doamna prefect Aneta Matei. Bine v-am găsit, nici nu știu cum să spun, bine v-am găsit, bine am venit. Bine ați venit. Da. Și domnul subprefect Mirel Brăgaru. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua. Subiectul este unul cât se poate de simplu, așa cum am și stabilit, subiectul va fi criza COVID. Așa că o să încep cu dumneavoastră, doamna prefect, să-mi spuneți cum ați gestionat criza COVID în perioada stării de urgență în județul Giurgiu? Ce situații mai deosebite ați avut? Ați avut focare de îmbolnăviri? Cum le-ați gestionat? Cum s-a implicat prefectura în toată situația, în tot județul? Da. Eu zic că a fost pe perioada stării de urgență, criza în județul Giurgiu a fost bine gestionată. Nu am avut situații deosebite, am avut câteva situații punctuale, o să vorbim despre fiecare la momentul oportun. Aș vrea să vă prezint situația epidemiologică, pentru că s-a vorbit mult despre aceasta, despre cazurile testate, despre cazuri confirmate. În momentul acesta... Vă întreb un lucru. Situația pe care o primim de la dumneavoastră și pe care dumneavoastră probabil că o primiți de la DSP, vorbește despre cazuri. Cazurile e tot una cu persoane? Da, în cazul acesta, așa cum vă prezint eu situația, nu este vorba despre număr de teste, este vorba despre număr de persoane testate. Pentru că atunci când se fac celelalte teste, noi contorizăm testele, primul test, acela care ne dă rezultatul pozitiv sau negativ. După aceea, la persoanele care sunt testate pozitiv, se mai fac la ieșire încă 2 teste, 3 sau mai multe, astfel încât persoana este externată numai după ce în ultimele 24 de ore sunt 2 teste negative consecutive. Și atunci, la celelalte teste, se dă același număr de cod pe care l-a avut primul test. Okay. De asta vă spun că noi am contorizat număr de persoane. Vreau să înțeleg un lucru. Pe 13 mai aveam 1896 de teste făcute. Adică ieri. Da. Astăzi, la ora 8, avem 1915 persoane testate. Deci e vorba de persoane testate, persoane testate, nu de teste. Testele sunt mai multe, v-am explicat de ce. Da. Avem 227 de cazuri confirmate, din care 126 persoane sunt încă internate, 93 sunt vindecate și externate și avem 5 decese. În Giurgiu sau decesele au fost în București? Nu, decesele au fost în spitale din București, dar fiind la persoane care au domiciliu în Giurgiu, ne-au fost atribuite nouă ca și județ. Da, e interesant. Ați avut focare pe care le-a stins, focare care sunt acum în... Focare este focarul de la Prundu, despre care cunoașteți, este un focar deschis, sunt 45 de persoane acolo testate pozitiv. După cum știți, am luat măsura carantinării acelui cartier din Prundu, prin ordin al comandantului Rudărie, este cartierul nou Rudărie. Este un cartier cu vreo 50-60 de familii, cam 300 de persoane sunt. 45 sunt pozitive. Prin ordin al comandantului acțiunii s-a luat măsura carantinării acelui cartier. Cu măsurile care decurg din această situație de carantină. Există riscul să intre toată localitatea, tot satul Prundu în carantină? Deocamdată nu, în afară de persoane din acel cartier, nu sunt alte cazuri de pozitiv. Dar nici teste nu s-au făcut la oamenii din localitate care nu sunt din cartier? Nu este cazul, pentru că nu sunt simptomatici, n-au fost contacti cu acele persoane infectate. Ca să rămânem tot la focare, despre focarele care au fost în câteva locuri în Giurgiu, în municipiul Giurgiu.
Da. Astea s-au stins, știu că erau unul pe s-au stins, s-au vindecat. Unul pe... Da, da, s-au vindecat. Gorneni. Și au mai fost, dacă le putem numi focare, în spitale. În Spitalul Județean Giurgiu am avut 28 de cadre medicale infectate, toate sunt vindecate, externate. Și am mai avut de asemenea la Spitalul Orășenesc Bolintin Vale 24 de cadre. Care a fost motivul pentru chiar cadrele medicale s-au îmbolnăvit? Ceva nu a funcționat acolo. Ceva nu a funcționat. Nu s-au protejat, au stat împreună, probabil în locurile de izolare, pentru că aceste persoane, după ce au început să lucreze cu bolnavii COVID, au fost izolate în unități hoteliere. Da. N-aș putea să vă spun, e... În alte localități au mai fost situații? Nu, nu avem așa cazuri mai... Pe internet circula la un moment dat strigăte de ajutor, bine, acum o lună să zic, de prin Bulbucata, că pe la poarta lui trece unul infectat și chestii exclus, genul ăsta. Erau doar... Exclus, infectații, da. Se internează, eu știu, în decurs de jumătate de oră, o oră, depinde ce distanță. În momentul ăsta, în Spitalul din Giurgiu, câți sunt internați? Acum sunt 20. Acum sunt 20. În total au probabil fost 70. Cei din Prundu. Au fost 70 de persoane internate în Spitalul Județean Giurgiu de la începutul pandemiei. S-au vindecat. S-au externat. În momentul acesta sunt 20 în Giurgiu, sunt 14 la Bolintin Vale. Și de asemenea, bolnavii noștri sunt internați la București, fie la Matei Balș, fie la Victor Babeș, și sunt și la Roșiori, în județul Telorman. Haideți să îl luăm la întrebări și pe domnul Mirel Brăgaru, că șomează în momentul ăsta. Domnul Brăgaru, dumneavoastră vreau să-mi spuneți cum au înțeles locuitorii județului în toată perioada asta de stare de urgență, cum au înțeles ei să respecte ordonanțele de urgență? Majoritatea locuitorilor județului au înțeles să se protejeze pe ei și comunitatea din care fac parte și nu am avut cazuri deosebite. Dar au fost câteva. Au fost câteva, nu putem nega. Și vă spun foarte clar că în momentul de față, până în momentul de față, am avut 14 incidente. Incidente de nerespectare a măsurii de izolare sau de nerespectare a măsurilor de carantinare. Pentru cei care nu au respectat măsurile de carantinare, s-au întocmit dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor și au fost reintroduși în carantină. Cei care se aflau în izolare au fost introduși în carantină instituționalizată. Dacă toți suntem la dosare penale... Da, și aș vrea să-mi spuneți și o chestie mai deosebită, o întâmplare așa cu sare și piper din toată istoria. Imediat. Dosare penale au fost întocmite, un număr de 14 dosare penale, din care 10 pentru zădărnicirea combaterii bolilor și 9 pentru fals și uz de fals, în sensul că mai multe persoane au prezentat adeverințe de la angajatori care s-au dovedit a fi false. Da. Acestea au fost constatate de către polițiști. Jandarmii, la rândul lor, au constatat un număr de 4 fapte care s-au dovedit a fi penale, cu un număr de 8 autori. Și pentru că tot mă întrebați ceva mai... întâmplare mai deosebită. Mai deosebită, una recentă de la Prundu. O persoană a încercat să iasă din zona carantinată, a fost prinsă de jandarmi, i s-a întocmit dosar penal, peste câteva ore a încercat din nou să părăsească zona. A fost prinsă și s-a... Alt dosar penal? Nu, este formă continuată. Da, deci oamenii încearcă, dar ca să înțelegeți, la Prundu este un dispozitiv foarte bine constituit, măsurile sunt maxime, poliția de frontieră
a dus acolo un microbus cu, dotat cu sistem de vedere pe timpul nopții, cu termoviziune. Deci este exclus ca cineva să părăsească zona respectivă. Sunt dislocați acolo pentru ordine și... Forțele nu sunt doar de jandarmi, sunt și din, de la poliție și poliția de frontieră. În total sunt 26 de... Da, 26 de forțe, de persoane, da, pe, forțe de pe schimb, pe schimb. Da. Zona este foarte bine acoperită, cartierul este bine delimitat, sunt patrule, puncte fixe, nu se intră, nu se iese de acolo decât cu acordul... Da, înțeleg că ați colaborat bine pe general cu cetățenii. Da, foarte bine. Cetățenii au înțeles, sunteți mulțumiți. Dacă îmi dați voie, au fost constatate de către poliție un număr de 6905 contravenții. Acum valoarea lor ne situăm este, undeva la mijlocul clasamentului cu valoarea. Este undeva la puțin peste 14 milioane de lei. Adică miliarde în lei vechi? 140. 140 de miliarde. Da. Iar jandarmeria a avut un număr de 1062 de constatări cu peste 2 milioane de lei valoarea amenzilor constatate. Dacă ne gândim că populația județului este undeva la 270.000 de locuitori, procentul este, cred că, în jur de 0,5-0,6% din populație nu a înțeles. Dar vin eu cu un amendament aici. Având în vedere că starea populației, starea de sărăcie a populației, și cunoaștem cu toții, e la nivel național știut, că Giurgiu e unul dintre cele mai, nu chiar cel mai, da, sărac județ, nu știu când vor fi plătite amenziile, dacă vor fi plătite vreodată. Acum este și decizia Curții Constituționale. Aia, bine, acolo se pot ataca, câți ori să aibă bani de avocat, e iarăși discutabil. Da, este discutabil. Da, da, da. Vom vedea. Pe de altă parte, aș vrea să, pe această cale, să mulțumesc administrațiilor publice locale care s-au implicat în acordarea ajutorului persoanelor fără ajutor și organizațiilor non-guvernamentale care au distribuit ajutoare către persoanele nevoiașe. Nevoiașe în sensul că nu puteau să părăsească, nu neapărat nevoiașe din punct de vedere material, dar nu puteau să părăsească locuința, prezentau un mare grad de risc persoane în vârstă. Da, da. Și au să știți, da, au fost foarte multe autorități publice locale, primari, da, 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 care s-au implicat și au rezolvat situații care altfel ar fi fost fără ieșire. Oamenii, cum a spus, sunt într-o stare de materială precară, nu ar fi putut să supraviețuiască timp de două săptămâni, de două luni, pardon, fără acest ajutor. Da, corect. Aveți dreptate. Dacă dumneavoastră spuneți că instituția prefectului s-a înțeles bine, a colaborat bine cu cetățenii în general, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, doamna prefect, colaborarea cu instituțională, ca să spun așa, cu cei din Comitetul Județean pentru situații de urgență, cu armele, ca să zic așa, dar și cu, în special, cu DSP-ul. Pentru că acolo, la DSP, a fost o comunicare, și știți foarte bine, chiar la început, netransmiterea datelor, informațiilor de interes general. Nu știu dacă dumneavoastră primeați acele date de la DSP, pentru că de acolo le primiți cu testele efectuate, cu, știu eu, numărul de cazuri și așa mai departe. Despre colaborarea instituțională, ca să spun așa, vreau să ne vorbiți dumneavoastră. În primul rând vreau să fac o observație. Văd că s-a văzut de la dumneavoastră modul de... Reacția care am avut, care am colaborare avut presa, din reacția și... presei. Din reacția presei. Am văzut. Am încercat să ne punem pe picioare, ca să zic așa, pe parcurs, din mers.
Din mers, da. Din momentul preluării mandatului de prefect al județului Giurgiu, am încercat să colaborez cu toate deconcentratele, cu toate instituțiile care erau în area de competență. Este foarte adevărat că am colaborat bine cu majoritatea. La DSP, din păcate, e o situație mai dificilă. Am găsit acolo o instituție complet, cu personal complet nepregătit să facă fața acestei crize, cu un management defectuos. Până și să ai cu furnicele. Dar mă rog. Da. Din păcate, nu am avut o soluție. Noi am informat în repetate rânduri Ministerul Sănătății despre situația de la DSP, dar nu am reușit să găsim o soluție. De ce? La DSP acum sunt doar doi medici, unul de medicină generală și un medic veterinar și un singur asistent epidemiolog. Să faci față unei asemenea crize într-un județ, un singur asistent, repet, asistent, nu medic, epidemiolog, nu avea un organigram așa ceva sau... Avea un organigramă, dar era mai simplu. Știți să ce se întâmplă? Medicii nu vin la DSP. Medicii nu vin la DSP pentru că salariile sunt mult mai atractive în spitale. În spitale, da. Așa încât n-am reușit să găsim o soluție. M-am dus-o așa cum am reușit, cu ce am găsit acolo, dar să știți că se simte. Se simte rezultatul managementului, pentru că o să vă dau două exemple recente. Avem o situație la DGASPC, știți foarte bine că personalul care lucrează cu acești instituționalizați... A lucrat 14 cu 14 zile. A lucrat 14 cu 14 zile, am mai discutat... Au fost vreo trei ture așa. Da. Ideea e că cei care au lucrat și care au stat după aceea 14 zile în izolare la domiciliu pentru a reveni în tura de lucru, trebuie să testați și intră și acolo. Fost, au intrat și nu au fost testați. Și intră acolo, au fost testați. Vă explic imediat. Vă spun eu. Ok. Bun. Au fost testați. Nu au venit rezultatele, deși au venit rezultatele testelor, avem o căsuță unde sunt doi asistenți și patru beneficiari. Una dintre persoanele din personal a fost testată, rezultatul a fost primit de DSP pe data de 6 a 5-a. Acea persoană a intrat în tură pe 9, știind că toate rezultatele sunt negative. Li s-a spus la modul general, nu le-au dat buletinele. Ulterior, ieri, cred, s-a depistat că persoana aceasta este pozitiv. I s-a găsit buletinul. Urmează o testare generală, ca să spun urmează așa. O testare generală, urmează o anchetă epidemiologică, dar vă dați seama că o misiune a unui rezultat pozitiv, uitați-vă unde ne poate duce. Și acum, în acest moment, cum se va lucra la DGASPC, la DAS, de exemplu, cum se va lucra tot în schimburi de două săptămâni, pentru că cred că e inuman să se lucreze așa. În continuare și în starea vom de alertă? Vom vedea ce se întâmplă în starea de alertă. Vom vedea, înțeleg că astăzi... Poate este... oamenii aia bolnavi psihic de acolo. Dacă îmi permiteți, da. Este decizia managementului asta celor două instituții. Asta am citit și eu, că e decizia managementului. Dânșii hotărăsc cum este mai bine. Într-un fel, îi înțeleg că au luat această decizie, pentru că în felul acesta evităm intrarea și ieșirea în și din aceste instituții, căsuțe, care apartamente, în momentul ăsta sunt închise. Care sunt închise în fiecare zi la 24 de ore sau de la 48 de ore. Așa știm că a intrat omul sănătos, îngrijitorul este sănătos, asistentul ce este el acolo, este sănătos, nu există riscul infectării asistaților. Dacă s-ar lucra într-un alt sistem, ar fi foarte greu să prevenim pătrunderea persoanelor infectate în... Poate doar cu testări mai dese, dar asta depinde, așa cum spuneați dumneavoastră, doar de DSP. Și de absolut. O anumită metodologie venită de la centru, din punctul meu de vedere, păguboasă, mă rog, specialiștii știu mai bine. De la Ministerul Sănătății, nu. Da. Și mai avem o situație, dacă îmi permiteți, la Comana. La postul de poliție de la Comana a fost testat pozitiv un polițist,
și după aceea toți contactii lui, asta însemnând toți jandarmii și polițiștii care au intrat timp de cu două săptămâni în urmă, da, care da, au intrat în acel post. O muncă de Sisif să te duci în urmă. Muncă de Sisif, jandarmii au fost toți, au avut teste negative. La polițiști s-au luat măsura izolării într-o locație din Comana a 7 cadre. E, dimineața au venit rezultatele și unul din acele cadre este pozitiv. Și mă întreb și eu, cine și cum a luat măsura să izolezi șapte în același loc? Este contrar tuturor regulilor. Da. Izolarea din acest motiv se face. Dar asta se numește izolare. Să stea separat de ceilalți, pentru a nu-i infecta. Pentru că acum există riscul ca și ceilalți 6 care inițial au fost pozitiv. Negativi. Faptul că au stat pozitiv, acolo câteva sigur. Zile împreună. Clar. Da, din păcate, unii sunt depășiți de situație, unii au fost depășiți de situație și probabil că mai sunt în continuare. În sfârșit, spunea domnul subprefect, domnul Mirel Bregaru, spunea mai înainte că multe unități administrativ-teritoriale au ajutat, au... Așa este. Și așa mai departe. Aceste unități administrativ-teritoriale își primesc banii pe care i-au dat, își primesc banii înapoi de la guvern? Noi am colectat aceste date, toți ne-au dat situațiile cu ce cheltuieli le-au efectuat în contextul COVID, în contextul pandemii. Prevenirii. Și Da, și combaterii. Așa, și combaterii COVID și le-am trimis mai departe către minister. Urmând să le restituie banii pe care i-au cheltuit. Da, pentru că la un moment dat, într-una din emisiuni, domnul Mina spunea că lui dânsului nu-i dă guvernul banii pe care i-a cheltuit. La data la care noi am transmis atunci primele date, prima situație, domnul Mina nu făcuse solicitare. Nu făcuse solicitare. Probabil, a transmis ulterior. Da. Și își va primi banii. Domnule Bregaru, a fost un incident la Borinctin Vale. Da. Chiar voiam să vă întreb înainte, fosta conducere a prefecturii nu lucra deloc bine cu actuala conducere a poliției. Aveau tot timpul ceva de împărțit, erau niște contre acolo. A fost incidentul de la... Asta a fost o paranteză. A fost incidentul de la Borinctin Vale. Cum s-a soluționat... Dați-mi voie să și încep... cât de bine a intervenit poliția atunci. Dați-mi voie să încep cu o paranteză. Vă rog. Instituția prefectului colaborează foarte bine cu absolut toate armele din Ministerul de Interne. Nu ne putem plânge de absolut nimeni. Colaborăm instituțional foarte bine. Nu spuneți că perfect, că nu există. Nu există perfect. Da. Dacă îmi permiteți... Perfect există, dar perfect nu. Dacă îmi permiteți, o să fac o precizare. Instituția prefectului cu actuala conducere colaborează foarte bine cu toți cei care respectă și aplică legea. Am înțeles. Deci asta e condiția. Ne înțelegem bine în măsura atâta în care respectăm... Atâta timp cât fiecare își face datoria. Atâta timp cât fiecare își face datoria și respectă legea, nu avem nicio problemă. Mai departe, luăm fiecare măsurile care se impun. Vă rog, absolut. Da, referitor la incidentul de la Bolintin. După cum bine știți, pe data de 18 a 4-a, a fost acel incident nefericit, spun eu, dar să venim puțin în urmă, să vedem cum s-au derulat evenimentele. În data vineri 17, în jurul orelor 13, a fost o altercație... 17 aprilie, da. A fost o altercație între două familii vecine. Poliția a intervenit, s-a întocmit un dosar penal pentru distrugere și pentru lovire.
sâmbătă, tot în jurul prânzului, au fost primite două apeluri pe 112 din partea acelorași familii. La fața locului, din câte mi-amintesc, s-au deplasat două echipaje, unul de poliție și un echipaj mix poliție-jandarmerie. Când au ajuns acolo, conflictul era în desfășurare, au fost amenințați, din câte am înțeles eu, a spart cineva o sticlă, au vrut să îi agreseze pe polițiști, văzând că sunt depășiți... Varianta mă te tai. Da. Văzând că sunt depășiți numeric, că aceștia s-au retras, au solicitat forțe suplimentare și au ajuns în jur de 20, dacă nu greșesc, 18-20 de forțe de ordine. Aici însemnând poliție, jandarmerie și soldații din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Da. Totodată a fost solicitată și grupa din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, Mascații, Mascații, care în acel moment era la Clejani. Din nefericire, A existat acel incident. Acel incident a fost descoperit, ulterior descoperit, cu bună știință, unui coleg de-al... Nu vorbim, nu vreau să intru în astfel de detalii. Nu. În jurul orelor 17-18, Poliția Municipului Giurgiu a fost sesizată de către Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență Giurgiu, da. Trei persoane, trei sau patru persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe și au spus că au fost agresați de către mascați, de către jandarmi și mascați. A fost informată Poliția Municipiului Giurgiu, s-a deschis o lucrare, s-a întâlnit un proces verbal cu diagnosticul și a fost informată conducerea IPJ. În seara aceea, 18, conducerea IPJ s-a deplasat la Bolintin și s-a dispus constituirea unui dosar pentru lovire și alte violențe. Pentru purtare abuzivă împotriva polițistului care sau nu era șeful poliției respective. Din câte am fost informați, atât doamna prefect și eu, inspectorul șef a dispus mutarea lui pe un post de execuție în cadrul inspectoratului județean. Doamna prefect a mai întrebat într-o conferință de presă. Pare că legenda spunea că dumneavoastră la miezul nopții ați fost acolo împreună cu șeful poliției din Giurgiu ca să încercați să cocoloșiți, cum se spune. Atunci am aflat de la dumneavoastră. Da. E o legendă urbană. Atunci când m-ați întrebat, atunci am aflat. Da. Vreau să mai confirmați, dacă tot am ajuns la subiectul legende urbane. Vreau să mai confirmați un lucru. Se zvonește că dumneavoastră ați încercat, ați făcut demersuri la Ministerul Sănătății ca să aduceți la Spitalul din Giurgiu conducere militară. E adevărat? Da. Da? Da. A, deci nu e legendă. Nu. Ce am auzit nu. E adevăr. Nu. Nu. Este care adevărat. Era motivul? Este adevărat. Ne confruntam atunci cu o situație, erau... Cu asistenții și cadrele medicale. Cu asistenții, cu cadrele medicale care se îmbolnăviseră și atunci era în... Era în desfășurare, da, era numărul lor, era în creștere. M-am temut, vă spun foarte sincer, să nu ajungem Suceava și atunci am încercat să prevenim. Și pe perioada
asta, pe perioada stării de urgență, să solicităm conducere militară, ne-am gândit că ar fi o soluție să gestioneze mai bine lucrurile. A, și ministerul n-a accesat? Sau cum? Nici nu știu, nici nu știu dacă au ajuns să analizeze. Da, da, da. Vă imaginați la... ce e și la... Da. Da, și pe acolo sunt depășite situații. Nivelul ministerului. Și mai aveam o întrebare pentru dumneavoastră, asta nu mai e legendă. Ieri Ani l-a găsit pe primarul din Joița, cea mai bogată localitate din județ, nu incompatibil. În conflict de interese. În conflict de interese, exact, în conflict, mulțumesc, pentru că și-ar fi alocat o... mă știu, un plus la salariul de 25%. De salariu. Da, o mărire da, de salariu. Da, în anul 2017, în înțeleg. În anul 2017, da. Anii așa le-a învățat să ne aducă de acum 100 de ani. Da. Ce se întâmplă în situația asta? Dumneavoastră sunteți prefect. Cum acționați? Așteptăm raportul Anii și îl vom parcurge și vom lua toate măsurile legale ce se impun. Un răspuns simplu. Mai mult de atât? Da. Domnul Mirel Brăgaru, văd că zâmbiți. Am o întrebare mai dificilă pentru dumneavoastră. Vă ascult. Și vorbesc aici de în mediul politic. În mediul politic s-a întâmplat ceva. Da? O firmă din Călugăreni a făcut o achiziție plătită de Guvernul României cu 210 milioane de euro în speța cumpăra măști. A importat măști undeva, le-a vândut la un preț destul de pipărat pe piața românească. Pe piața românească, culmea spre spitale, dar mă rog, asta e. Și în mediile politice am văzut așa o nebunie. Mai puțin s-au agitat, instanțele. S-au agitat mai puțin. În schimb, mediul politic s-a agitat. Ce am văzut? Opoziția. Puterea e de vină. În spatele la achiziție stă puterea. Puterea. Opoziția e de vină. În spatele la achiziție e opoziția. Am zis că noi discutăm politic, așa că am folosit două cuvinte care nu înseamnă nimic până la urmă. Unde e adevărul în toată nebunia asta? Nu știu mai mult despre această firmă sau despre această achiziție decât știți dumneavoastră. Tot ce am aflat este din presă. Instituția prefectului nu a fost implicată în această achiziție. Dar și poate, eu v-am întrebat așa. Și nu numai instituția prefectului, nici o instituție de pe raza județului. Nu știm, nu s-a întâmplat. Singura legătură cu Giurgiu este faptul că acea firmă are sediu în Călugăreni. Altceva nu pot să vă spun. Nu știu. Nu că nu pot să vă spun, nu știu, nu am alte informații. Am văzut prin ziare, pe la Recorder, am văzut căsuța, Boș de Uca, de unde s-a făcut speculații, fabuloasa achiziție. Speculații putem firmei. Face, dar mie nu-mi place să fac speculații, sunt om care așteptăm vorbește pe date și fapte. După toată nebunia asta, când o să înceapă procesele și așa mai departe. Doamna prefect... Da. Suntem aproape de finalul emisiunii, dar nu chiar la final. Și voiam să vă întreb. Vine acum, intrăm în starea de alertă, nu știm când intrăm, cum intrăm, încă nu s-a hotărât nimic. E constituțional, nu e constituțional. Sunteți pregătite să gestionați starea de alertă în județ? Dacă vorbeam mai înainte că județul e un județ sărat până la urmă, în starea de alertă devine obligatorie purtarea măștii în spațiile închise. Săracii oamenii aia de pe la Mirău, de pe la mai știu ce sătuc uitat de lume, n-au bani nici să treacă strada să-și mai cumpere măști. Aveți în plan să... În primul rând să fac o precizare. Devine obligatorie purtarea măștii sau a unor... Accesorii. Și mergeți pe accesorii. Nu fiecare neapărat, are o basma nu neapărat că mergem pe accesorii, dar există și soluții alternative. Dacă am gestionat criza pe parcursul stării de urgență, cu siguranță o vom gestiona și pe parcursul stării de alertă. Mai mult de atât. Avem școlile.
există nebunia asta că trebuie să se măsoare temperatura. Da. Chiar o nebunie curată, adică în supermarket unde e aglomerat și așa mai departe, nu-ți măsoară nimeni temperatura când intri. Dacă intri în piața Obor și ba, sau de curând în piața Giurgiu, o să îi oblige să aibă termoscanner acolo. Un termoscanner care, haide să fim serioși, știm cu toții că are o marjă de eroare destul de mare. Temperatura orice medic, dacă te duci la un medic, nu o să-ți ia nimeni temperatura cu termoscannerul. Toți o să-ți ia temperatura axilară, temperatura orală sau rectală la copii. În cazul ăsta. La modul serios acum. Da. Niciun medic nu o să-ți ia temperatura cu un termoscan. Vă contrazic din punctul acesta de vedere. La UPU Giurgiu, în cortul de triaj, temperatura se ia cu un termoscanner tocmai pentru a evita contactul cu pacientul. Și se pare că a funcționat foarte bine. La UPU nu a avut niciun caz de îmbolnăvire a personalului, vorbesc, deși majoritatea persoanelor care au fost depistate, nu vorbim de personalul medical, persoanelor din Giurgiu au trecut prin UPU. Bun, vă dau la școli. Acum o să înceapă pregătirea, după care o să fie examene la școli. Toate școlile trebuie dotate cu termoscanner. Cine le dotează? Pentru că din momentul în care s-a auzit, vreau să vă spun, prețurile au explodat la termoscanner. Da, am înțeles că au explodat. Cu măști îi va dota Ministerul Educației. Ministerul Educației va asigura măștile, pentru că, ați văzut, există un ordin comun al Ministerului Sănătății cu Ministerul Educației și sunt stabilite procedurile la intrarea în școală, la ieșire, intră, li se dă o mască, o folosesc cât timp rămân în școală, după care la ieșire aruncă masca aceea, îi se dă altă mască cu care pleacă spre casă. Deci aceste măști vor fi asigurate de Ministerul Educației. Despre termoscanere, la nivelul Inspectoratului Județean se întocmește o situație, chiar acum sunt în curs, o situație cu școlile care sunt dotate deja și sunt multe deja dotate cu termoscanere, unele sunt în procedură de achiziție. Autoritatea locală, cu ateurile, autoritățile locale. Da, și vor fi asistenții fie de la unitățile școlare, fie de la DSP, fie medici de familie, care vor merge în școli și vor termometriza elevii. Mie personal, credeți-vă, mi se pare o mare aberație. Copilul stă în curtea școlii la soare. Cel mare, care fumează o țigară, sau cel mic, care se joacă. Da? Stă în curtea școlii la soare. Dacă stă un sfert de oră și bate soarele în cap, când ajunge la ușa școlii unde domnul pistolul cu termoscanerul ăla, o să aibă sigur peste 37,5, pentru că el a stat în soare până acolo. Mai mult de atât, emoțiile cresc temperatura, e dovedit științific, emoțiile cresc temperatura. Da. Ca să nu mai vorbim de alte chestii hormonale și așa mai departe. E o măsură, dacă așa au stabilit specialiștii. Dacă așa au zis specialiștii, ei sunt șefii. Nu ne revine sarcina de a o aplica. Da. Când ați venit la prefectură, doamna prefect? Întrebarea e valabilă și pentru noastră. Când ați venit la prefectură, doamnă prefect? Când ați venit la prefectură, domnule subprefect? Ați venit într-un mediu complet nou pentru dumneavoastră, clar, fără discuții. Aproximativ nou. Ca și mod de lucru, că ați lucrat în alt domeniu, da? Am lucrat în administrație, eu am lucrat în administrație publică de 20 și... de când am terminat facultatea, 25 de ani. Cât de bine ați colaborat cu autoritățile locale, cât de bine ați colaborat cu OAT-urile, cât de bine ați colaborat cu Consiliul Județean, cu ATU-urile, cu Primăria Giurgiu, Primăria Malu și așa mai departe. Cum v-au primit? Cum v-au văzut din prima și cum i-ați perceput dumneavoastră pe ei? Acum nu știu cum au văzut dumnealor pe mine din prima, știu cum i-am văzut eu. Am avut oarece emoții, bineînțeles, pentru că erau foarte mulți. Sunt 54 de unități, plus de concentratele, plus structurile Ministerului Afacerilor Interne, mulți. Dar am colaborat în general bine. În general bine, UAT-urile, primarii solicită sprijin, noi ajutăm atât cât putem. Și Consiliul Județean, știu că ați avut niște meciuri Consiliul Județean.
Cu Consiliul, despre Consiliul Județean, ce să vă spun? Dacă ne întâlnim aici, lucrurile par normale. Pare regulă. Ce spunem în presă după aceea nu mai are nicio legătură cu ce am discutat. Cam așa e relația cu Consiliul Județean. Adică vin când au nevoie, găsim soluții. Am avut întâlniri și ieri. Chiar două întâlniri. Una în urma notificării Ecosud că vor închide groapa. Am stat aici câteva ore în discuții. Se rezolvă până la urmă? Nu știu dacă se rezolvă, dar suntem pregătiți cu niște soluții. Dar după cum v-am spus, una discutăm aici, găsim soluții, după aceea ieșim în presă. Te miri ce minuni. Da, asta e, dacă oamenii așa înțeleg, noi ne facem datoria. Una din primele noastre măsuri când ați venit la prefectură a fost să atacați hotărârea primăriei Giurgiu, de exemplu. Poliția locală. Cu poliția locală. Da. Cum e mai bine, doamnă, să fie poliția locală? La Consiliul Județean sau la subordinea directă a primarului? Eu nu pot să-mi dau cu părerea cum e mai bine să fie poliția locală. Eu știu că acea hotărâre nu fusese întocmită conform prevederilor legale, că era de urmat o altă procedură. Ăsta a fost motivul pentru care am atacat-o, nu pentru faptul că e în subordinea cuiva sau altcuiva. S-a terminat toată tevatura? Nu, sunt câteva luni. Păi instanțele nu au mai lucrat în perioada aceasta. S-au amânat procesele. Dumneavoastră, cum? Eu am mai avut o experiență în prefectură ca director de cancelarie în 2016-2017, așa că nu era chiar totul nou. Postura din care am venit era nouă. Ce pot să vă spun? Cu o parte din OAT-uri am colaborat foarte bine, cu altele mai puțin bine. Aici totul depinde de primar, nu de OAT în general. Exact. Pe principiul omul sfințește loc. Cu alții avem un dialog foarte bun. Nu vreau să dau nume, dar au fost primari pe zona de sud care au gestionat extraordinar de bine problema COVID-ului. Și numai pe zona de sud. Ați prins și o perioadă grea. Acum o să vorbiți cum era peste un an, o să vorbiți cum era pe vremea COVID-ului. Da. Ei, înainte de COVID era altfel. Și așa. Da. Am avut cu ei o colaborare extraordinară. Vorbeam la telefon, ceream un sfat, nu că eu aș fi specialistul, dar aveam specialiști aici, în centru de coordonare județean. Foarte bine. Alții, știți cum este, fiecare cu interesul lui, dar în general nu am niciun fel de problemă să colaborez instituțional cu primăriile sau cu serviciile de concentrare. Dar ei au probleme să colaboreze instituțional cu dumneavoastră? Întrebați-i pe ei. Nu pot să dau un răspuns. Dar de la mine nu vor găsi niciodată ușa închisă sau nu voi face în așa fel încât să nu poată să-mi reproșeze că nu am colaborat. Știu, am zis că o să avem o emisiune de jumătate de oră și s-a făcut aproape o oră de când stăm de vorbă. Timpul trece repede, chiar dacă suntem sub vremea COVID-ului. Doamna prefect, domnule subprefect, ce pot să vă spun? Decât că vă doresc stare de alertă ușoară. Mulțumim! Așa, și sper să veniți, să onorați și dumneavoastră invitația, în timpul stării de alertă, să veniți la platou. Ați văzut că nu doare. Să înțeleg că nu v-a plăcut în deplasare. Ba da, mi-a plăcut în deplasare, dar nu sunt pe terenul meu. S-o obișnuiți să sunt pe terenul meu. Doamnelor și domnilor, a fost scurt pe doi. I-am avut la domniile lor acasă pe doamna prefect Aneta Matei și pe domnul subprefect Mirel Brăgaru. Eu vă doresc, așa cum ne-am dorit și dânșilor, o stare de alertă ușoară. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu luni cu Marina Anton, o emisiune surpriză, și undeva pe la mijlocul săptămânii îl vom avea pe Vădălău, marți, dacă e marți, primarul Nicolae Barbu. La revedere, vizionare pentru